Spargere la o casă parohială din Ploiești. Persoane necunoscute au profitat de faptul că preotul nu este acasă și au pătruns în locuința de unde au furat mai multe bunuri. Când s-a întors, părintele a sesizat furtul și a anunțat autoritățile. Din casa respectivă au dispărut mai multe bunuri. Prejudiciul evaluat până în prezent se ridică la valoarea de aproximativ 70.000 de lei. Polițiștii fac cercetări în vederea depistării persoanelor care au comis fapta. Polițiștii nu au stabilit încă autorii. Anchetatorii au folosit chiar și câini de urmă. Sunt verificate mai multe piste, se iau în calcul mai multe variante, cercetările continuă în cauză fiind întocmit și un dosar penal. Și cum este perioada concediilor, polițiștii atrag atenția celor care petrec sărbătorile departe de casă să fie foarte precauți. Să își asigure casele respective pe care le părăsesc. Totodată este foarte important ca din când în când un vecin să treacă și să ia corespondența din cutia poștală. De asemenea, este de menționat și faptul că aceștia nu ar trebui să posteze pe Facebook faptul că părăsesc locuința pentru mai multe zile. În plus, este bine, spun polițiștii, ca ferestrele să fie protejate cu grilaje metalice, să fie evitate discuțiile despre bunurile de valoare care sunt în casă și să nu fie lăsate bilete, nușe sau mesaje pe robotul telefonic prin al căror conținut să informați străinii că ați plecat în concediu.